Darul nespus este Domnul Iisus. Amin. Ce măreț este al nostru Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu aduce lumină în viața noastră. Adeseori venim la adunare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ni se pare că e pentru alții. Dar și astăzi, ca altă dată, în cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre tine și despre mine. Dumnezeu nu ne vorbește nouă pentru alții, ne vorbește nouă pentru noi, căci ne vrea cu gelozie pentru sine. Astăzi, Duhul Domnului ne vorbește prin cuvânt și ne-a vorbit prin glas, căci Dumnezeu este bun, dar este și drept. Dumnezeu este bun și bunătatea Lui s-a arătat față de noi, dar este și aspru. Apostolul Pavel spunea, uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altminterea vei fi tăiat și tu. Dumnezeu este bun, dar este și drept. Și în cuvântul care a fost citit în această zi, Apostolul Pavel vorbește și atrage atenția, apăsa, punând în paralelă vechiul Israel și biserica nou-testamentală. Și spune așa, luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. O inimă rea și necredincioasă. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Cuvântul din această zi ne vorbește și ne descoperă poporul ales al lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a părăsit, l-a pedepsit și l-a trecut prin încercări pe care nicio națiune de pe fața pământului n-a trecut. A fost poporul ales, dar acest popor ales s-a îndepărtat de Dumnezeu. Prin înșelăciunea păcatului s-a împietrit inima și a ajuns să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Și Duhul Domnului striga prin prorocul Isaia, în capitolul 2, despre atitudinea acestui popor care s-a împietrit prin înșelăciunea păcatului și Dumnezeu strigă. În capitolul 1 citesc de la versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci îmi este scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. De ce? Pentru că nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea.
Urăsc lunile voastre noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Aceasta era atitudinea lui Dumnezeu față de poporul care și-a împietrit inima din pricina păcatului și a ajuns în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns ca să ignore poruncile și legile lui Dumnezeu. Dar continuau să aducă jertfe, continuau să vină la sărbători, continuau să înalțe mâinile spre cer, continuau să se roage, continuau să cânte. Și Dumnezeu spune, nu mai îmi place. M-am scârbit, nu mai pot să văd, nu mai pot să sufer. De ce era lucrul acesta? Tot cuvântul Domnului prin Isaia strigă, prin Duhul Domnului. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească, o tradiție, o obișnuință, o religiozitate fără frică de Dumnezeu. Aceasta era atitudinea acestui popor și Dumnezeu s-a scârbit de el și a ajuns ca poporul acesta să fie dus în robia babiloneană, departe de țara lui Israel, din pricina neascultării. În această zi cuvântul a fost spus și clar, căci ei totdeauna, spune, se rătăcesc în inima lor, având o impresie că slujesc lui Dumnezeu. Cine a fost de cei care Dumnezeu i-a lepădat? Cine a fost aceia pe care Dumnezeu s-a scârbit de ei? Spune aici, cine a fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuisere și ale cărui trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Cuvântul aici spune căci n-a găsit credință. N-au găsit credință la ei și nu le-a ajutat la nimic. Mai citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, ca să conturăm atitudinea acestui popor și să revenim la noi în zilele de astăzi. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți, rețineți cuvântul de toți, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Și acum atenție, totuși, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Cei mai mulți, aceasta ne dă nouă de gândit, să ne punem întrebarea, cum ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Am auzit care este valoarea cuvântului lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Avem un exemplu de lucrarea lui Dumnezeu cu acest popor de mii de ani. Putem să ne uităm la ei, să vedem atitudinea lor
față de bunătatea lui Dumnezeu și ignoranța lor față de asprimea lui Dumnezeu și ce au plătit pentru aceasta. Cuvântul continuă și spune, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise în Biblie pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Au fost scrise pentru noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare, de ignoranță, de necredință, așa cum au căzut ei și cuvântul lui Dumnezeu, a făgăduințelor lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu nu le-a ajutat la nimic. Și noi, frați și surori, mergem spre o țară, spre o țară cerească, spre împărăția lui Dumnezeu. Făgăduințele lui Dumnezeu ne-au fost date. Ei n-au intrat în odihna lui Dumnezeu din pricina necredinței și neascultării. Dar Dumnezeu rânduiește din nou o zi pentru noi, frați și surori. Pentru noi care și noi șovăim, care și noi ignorăm poruncile lui Dumnezeu, stăm nepăsători față de făgăduințele lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei mai mulți a ajuns o învățătură de datină omenească, o tradiție. Și frica de Dumnezeu nu mai este în inimile noastre așa cum ar trebui să fie. Nu mai avem călăuzirea divină pe care Dumnezeu a trimis-o pentru poporul său să fie călăuzit în adevăr, în lumină, în dreptate, pe calea cea dreaptă, vie și sfântă pe care El a deschis-o prin trupul său de carne, pe cruce, ca noi să mergem pe această cale. Mântuitorul spune, este lată calea, este largă poarta care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Religiunea, obișnuința, ignoranța încape pe această poartă. Se poate merge cu ea pe această cale, dar este strâmtă poarta și este îngustă calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Pe poarta aceasta, pe această cale, se ajunge să intri în odihna lui Dumnezeu. Și astăzi Dumnezeu a rânduit o zi când noi putem să intrăm pe această poartă și să mergem pe această cale. Și Biblia, prin gura Mântuitorului, spune, anevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. În această zi suntem chemați să beneficiem de acest mare har pe care Dumnezeu ni l-a păstrat să ne mai dea o zi de îndurare, o zi de har. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează inima și Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Iată ce spune cuvântul în această zi. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Amin, Doamne, ajută-ne! A mărturisi credincioșie în apa botezului. Dumnezeu pentru mulți dintre noi a mărturisit și ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Aligemorta faidișui bergahaut. Astăzi Duhul Sfânt strigă să ne păstrăm până la capăt și să rămânem tari în mărturisirea noastră. Aduceți-vă aminte cum ați primit, aduceți-vă aminte cum ați trăit și să mergem din nou la cuvântul lui Dumnezeu care ne deschide azi ușa ca să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul, căci noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. O, frați și surori, El te înțelege și mă înțelege.
De aceea ne-a dat Duhul Sfânt să putem să trecem, să biruim ispitele, să trecem prin încercări și să rămânem tari în mărturisirea noastră și nimeni și nimic să nu ne clintească de pe temelia adevărului, din cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem credincioși legământului care l-am făcut. El are milă de slăbiciunile noastre. El a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Și acum, îndemnarea Duhului Sfânt prin cuvânt ne spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați astăzi. Astăzi, frați și surori, este o vreme de nevoie. Simți că e o vreme de nevoie în viața ta? Simți nevoia ca să fii umplut cu Duhul Sfânt? Simți nevoia să-ți vorbească Dumnezeu prin vedenii, prin vise? Să auzi glasul Domnului? Simți nevoia să-ți răspundă Dumnezeu când te rogi? Să auzi cuvântul glasului lui Iisus? Atunci când ești la încurcătură, la răscruș de drumuri, atunci când ai întrebări, nedumeriri, atunci când ești depresat, când ești descurajat, simți nevoia să auzi o voce pe care altă dată ai auzit-o și acum nu o mai auzi? El este un mare preot, plin de milă și de îndurare. Astăzi este o zi în care simțim că avem nevoie de ajutor. Simțim că avem nevoie de sprijinul Lui direct prin Duhul Sfânt. Să aducă în viața noastră această odihnă în care să putem trăi lăudându-L, binecuvântându-L și rămânând fideli, credincioși Lui. Simțiți nevoia să ne rugăm? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și fiecare în dreptul Lui, după nevoia care o simți, cere, căci harul lui Dumnezeu astăzi este mare și fie ca Duhul Sfânt să se coboare în viața fiecăruia dintre noi, în casele noastre, a copiilor noștri, în bisericile Domnului de pe întreg pământul, ca slava Domnului să crească tot mai mult. Amin. Ne rugăm cu toți.